La câte mă azi? Nu știu, frate, până la 10 cred, dar poate să înceapă și mai devreme. Astăzi este ultima zi a omenirii. Maia și nu au prezis ora exact la care se va întâmpla apocalipsa și nici cum va decurge aceasta. Să vedem părerile oamenilor. Toată lumea se sperie când aude de apocalipsă. De fapt, este vorba despre un conglomerat de idei exhaustive, o multitudine de evenimente retroactiv prezentate și, nu în ultimul rând, radioactivitatea solului ne duce cu gândul la ce a spus odată Rembrandt. Decât să auzi ce vezi, mai bine simți ce miroși. Frighează, frate. Și eu nu cred în sfârșitul lumii, e doar o metodă prin care guvernanții vor să crească taxele. Măresc acum prețurile, că de mâine oricum nu mai contează. Ce căcatea sfârșitul lumii, domnule, lăsați-mă în pace, domnule. Eu trebuie să ajung la bagă, domnule, și eu nu mai știu de sus. Azi e sfârșitul lumii! Doamne, ce mă fac? Trebuie să merg repede la mall să-mi iau șosete și chiloții asortați. Doamne, ce mă fac? Alo? Tu, fată, tu! Auzi că azi e sfârșitul lumii! Da, tu, fată, nu știu, bine! Pa, pa, vă pupă toți! Trebuie să plec, pa, pa! Da, nici ăștia nu știu. Nu, bun, ce facem azi? Ce ai, frate, ce ai pățit? Nu vreau să vină sfârșitul azi. Mai sunt atât de multe lucruri care vreau să le fac. Tu știi că vorbisem să începem filmările pentru sezonul 2? Să-mi deschid școala aia de dresaj de purici. Visul meu cel mare să aterizez forțat avionul ăla de hârtie. Băgamia, că mă întristez și pe mine. Dacă se termină lumea, așa multe întrebări rămân fără răspuns. Mai găsești oare vreodată zăvoranca dragoste adevărată? Se pacă oare prigoană cu bahnul? Ajunge Ghescul o să dea. Bă, câte dracu de episoade mai toarnă ăștia mă în tână și neliniștit, că nu cred că mai ajungem. Gata, frate, las că vedem noi. Mă duc să mă îmbrac, că plec la muncă. Cine? Eu sunt. Bine. Salut. Salut. Bă, ce ai? Fă, unul că-s rupt. Au mai zis ăștia ceva la televizor? Da, mă, ci că e la 21 și 12 minute. Hai să-mi trag palme, mai e doar o oră. Doamnelor și domnilor, întrerupem ediția de astăzi a emisiunii Și câinii au suflet pentru o știre de ultimă oră. Fenomene inexplicabile au început să aibă loc în întreaga lume. Într-o zonă a Bucureștiului, oamenii au început să iasă din case deoarece spuneau că e prea frig. Mai multe detalii are pentru dumneavoastră reporterul nostru, Șoric Degeratu. Bună seara! Ne aflăm cu microfonul în cartierul Țâmpang, unde lucrurile paranormale par a fi la casă. Doamne, stați un pic, stați un pic! Ce vreți, domne? Unde fugiți? Fug, domne, fug! Că e prea frig în casă, nu mai am nimic, domne. Nărăcit ăsta de Moculescu mi-a tăiat apă, gaz, lumină, tot. Sunt disperată, domne, disperată! Noroc cu voi, televiziunile, că mai am și eu la ce mă încălzi, domne. Asta cât le-a sfârșit al lumii a fost? Nu știu, frate, al cincilea, cred. Cred că ăsta a fost cel mai plictisitor. A fost, frate, nu mă așteptam. Lasă, că le prindem următoarele.